Biroul Executiv Național al Pro-România a validat candidaturile pentru conducerea Consiliului Județean Călăraș, Primăria Municipiului Călăraș și Primăria Municipiului Oltenița. Mai multe amănunte primim de la coordonatorul organizației Județene Pro-România Călăraș, Răzvan Meseșan. Conducerea Pro-România a validat 3 candidaturi. Dați-ne mai multe amănunte despre ce candidaturi este vorba și în ce localități. Sigur, cu mare plăcere. Conform statutului, Biroul Executiv Național validează propunerile de candidați pentru alegerile locale la funcțiile de președinte al Consiliului Județean și primăriile municipiilor reședință de județ și celelalte, sau în cazul nostru, al celuilalt municipiu din județ, respectiv Călăraș și Oltenița. Noi am avut bucuria ieri să fim chemați la București pentru a ne întâlni cu domnul președinte Victor Ponta, care ne-a dat verde, să spunem într-un limbaj mai colorat, ne-a dat verde la candidaturi și ne-a onorat cu această încredere a partidului să reprezentăm culorile Pro-România pentru municipiul Călăraș, pentru municipiul Oltenița și pentru cea mai înaltă funcție din administrația locală, președinția Consiliului Județean Călăraș. Dați-ne numele candidaților validați. Pentru municipiul Oltenița este Petre Leonard Florin, jurist de profesie, persoană la 52 de ani, care deja a început să-și facă prezență cunoscută în municipiul Oltenița, este îndrăgit de olteniteni și are un cuvânt greu de spus, va avea un cuvânt greu de spus în economia jocului politic de acolo. Este, la fel ca și noi ceilalți din Pro-România, un personaj politic important, interesant, care va stabili un scor extrem de important pentru Pro-România la nivelul întregului județ. Nu va respecta, să spunem, canoanele obișnuite în lupta politică, adică nu va fi deja un învins de către cei mari, așa cum se obișnuia de la început, de acum 4 ani, acum 8 ani, acum 16 ani, ci va folosi un alt fel de comportament politic, în care va aduce spre cunoștința celor care doresc să voteze altceva decât mastodontii PSD și PNL, va aduce un alt fel de verb, o altfel de atitudine în ceea ce se numește șicherul politic oltenitean. Pentru municipiul Călăraș, da? La municipiul Călăraș este Alexandru Chiriță, 37 de ani, inginer, a fost directorul tehnic al ambulanței Călăraș, a lucrat la inspecția de prevenire în cadrul inspectoratului pentru situații de urgență al județului Călăraș, un tip extrem de ambițios, care știe și ce vorbește și ce gândește și ce face. Deci va pune amprenta de asemenea pe munca politică atât a partidului, dar și a municipiului Călăraș, din momentul în care va primi voturile călărășenilor în 27 septembrie. Consiliul Județean? Iar pentru Consiliul Județean este subsemnatul Răzvan Ilie Meseșanu, sunt inginer de profesie. Îmi place să cred că am șansa mea în această luptă politică și, într-un cuvânt, despre mine lasă să vorbească faptele. Voi avea un mesaj extrem de dur, dar cred că trebuie să discutăm după 30 de ani în care toți cetățenii simpli au fost păcăliți de clasa politică, indiferent cum s-a numit ea, la cârma țării, la cârma județului, la cârma municipiilor, la cârma comunelor și orașelor județului, golănia politică trebuie să meargă la coșul de gunoi. Când vom afla numele celorlalți candidați pentru localitățile călărășene? În orice caz, până la momentul la care se vor depune listele, până când va începe depunerea de candidaturi,
adică în 7 august va fi prima zi de depunere a candidaturilor. Până atunci se va ști toată garnitura pe care Pro România o va folosi în această competiție electorală.